Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Îmi reamintesc că în 2003-2004, înainte de a intra în Uniunea Europeană, principala problemă despre care se discuta intens în România ca dosar de integrare era cel legat de justiție. Iată că în ultimul an și jumătate vorbim foarte, foarte des despre acest lucru, ceea ce atrage de la sine anumite necunoscute legate de justiție, anumită insecuritate și multe lucruri care urmează să se stabilească eventual într-un fel de meci politic. Discutăm împreună cu Tudor Pitulac, sociolog, profesor la Universitatea Petre Andrei din Iași. Bine ați revenit la emisiunea Vocile Iașului. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. Am făcut această introducere legată de anul 2003-2004, pentru că, așa cum știm, în științele sociale, aceste fenomene sunt întinse pe mai mult, pe o perioadă de timp mai mare și nu au loc doar în momentul în care le vedem, așa cum suntem temptați noi jurnaliștii să vedem ce se întâmplă astăzi, să punem preț și importanță pe aceste evenimente pe care de obicei oamenii din științe sociale le văd ca pe fapte diverse de multe ori, dar atunci când au loc pe o perioadă mai mare, atunci e un fenomen, e o problemă, e o problemă socială. Justiția este importantă din două direcții. Pe de o parte, acum pare că coaliția la guvernare are un interes specific în această zonă și vrea să modifice lucruri, modifică chiar. Pe de altă parte, în sondaje, în tot felul de evaluări care s-au făcut și care se fac și acum în România, arată că oamenii au încredere, de exemplu, în procurorul șef al DNA, în instituția DNA, au încredere în justiție, dar în același timp mai este un lucru la care l-adaug aici, este acela că în campania electorală ultima pentru parlamentare, pe de o parte și Partidul Național Liberal, dar și fostul guvern de tehnocrați, domnul Dacian Cioloș și miniștrii, au pus mare accent pe lupta anticorupție, pierzând alegerile într-o manieră cât se poate de clară. Cum gestionăm aceste situații cu aceste necunoscute? Păi să începem de unde ați început dumneavoastră și să spunem de la Uniunea Europeană și de la aderarea noastră la Uniunea Europeană. Până la urmă, foarte simplu spus, am amintit de asta pentru că pentru unii pare că ne întoarcem acolo. Bine, nu ne întoarcem. Este un ciclu, dacă vreți, nu este vorba aici de o circularitate. Nu ne întoarcem chiar acolo. Suntem pe o elipsă. În pare spirală. Că ne întoarcem, dar suntem totuși într-o altă situație, din fericire. În spirală. Da. Și practic, ce înseamnă această construcție europeană? Înseamnă, în ultimă instanță, dacă vreți să căutăm ceva în rădăcina esențială a Uniunii Europene, este vorba de ce? De valori. Este o discuție axiologică aici, dar o să încercăm să o facem. Pe asta este construită. Pe câteva valori, care nu sunt, asta spuneam, nu foarte numeroase, dar sunt extrem de importante și în absența lor nu mai are sens să discuți nici de construcție europeană, nici de democrație. Nici este de aderare, vorba de, nici de integrare. Este vorba de un echilibru între libertate, bunăstare, echitate. Da? Toate acestea trebuie să fie avute în vedere. Sigur, la fel cum, da, să spunem acest triptic, dar când vorbim iarăși de celălalt triunghi, da, al puterilor în stat. Da? Pentru că puterea judecătorească, vorbim aici de justiție, este una dintre cele trei puteri în stat, alături de cea executivă și cea legislativă. De ce oare, nu? Ne-am putea întreba, oare de ce singurul domeniu în care atât noi cât și Bulgaria am rămas, să spunem, de fiecare dată cu un beculeț roșu aprins la nivelul Uniunii Europene este justiția. Mecanismul de cooperare și verificare este pe justiție, nu pe altceva. Pentru că în Occident este, e știu foarte bine și nu neapărat din, numai din cărți, din propria experiență, pentru că ei nu au trecut așa cum trecem noi în mod accelerat prin niște etape de transformare, de maturizare, de democratizare. Ei le-au făcut așezat în timp cu altfel de eforturi, cu altfel de dureri, cu altfel de învățăminte, cu altfel de experiență și altă capacitate, da, o altă sustenabilitate. Noi încercăm să facem lucrul acesta cumva accelerat și sigur că ei au știut foarte bine de faptul că nu poate fi vorba de o liniaritate.
mai faci un pas înapoi, mai faci având, mai ai nevoie de controlul acesta din afară. România se modernizează în continuare puternic sub impactul presiunii externe. Da? Pentru că altfel energiile interioare ar necesita o perioadă mai lungă de timp pentru asta. Revenind, dacă vorbim de justiție, aici avem în vedere toate acele elemente, toate acele valori de care vorbeam adineaori. Libertate, pentru că o justiție care nu face atât cât ar putea să facă dreptate într-o societate, sau justiție mai degrabă, da, iarăși nu neapărat dreptate, știți? Că nu întotdeauna ce e drept e și just sau invers. Dar deci, trebuie să avem într-o societate această garanție pentru fiecare cetățean că libertatea lui este o valoare supraordonată în societate, că nu va fi, știu eu, supus unor abuzuri, fie de către procurori, fie de către judecători, fie de către poliții, jandarmi și așa mai departe. Deci sistemul acesta represiv al statului, care este într-adevăr extrem de puternic în raport cu individul. Dar totodată spuneam și de bunăstare. E bine, în momentul în care, și de ce această concentrare a occidentalilor pe corupție, și la ei și la noi și tot timpul. Pentru că, până la urmă, sigur că chiar dacă avem abordarea, să spunem, de factură liberală, în care nu toți oamenii sunt egali, ei trebuie să fie egali în fața legii, dar noi nu suntem egali, nici din perspectiva capacităților, nici a norocului, nici a inteligenței, nici a determinării. Fiecare ne naștem cu, da, sub o anumită stea. Și din punctul acesta de vedere nu suntem egali și atunci sigur că avem această polarizare. Da, despre care se tot vorbește mai nou, da, iarăși se aduce în atenție acel 1% din oamenii de pe pământ care dețin 90% din avere și așa mai departe. Bun, asta e altă discuție. E bine, această polarizare care poate fi până la un punct acceptată și este firească, ea poate să fie accelerată și dusă într-o altă direcție în momentul în care este vorba de corupție. În momentul în care cei care dețin puterea politică deci cei care împart resursele drenează în mod artificial resurse foarte importante către ei și către grupuri restrânse de persoane, astfel încât luând de la ceilalți. Despre asta vorbim. Acum însă, ei știu foarte bine, iarăși la nivelul Uniunii Europene, că, și observăm, este vorba aici de o recrudescență a populismului. Ei știu că omul obișnuit, omul mediu, nu are, exact cum spuneați dumneavoastră, mai devreme, nu are această perspectivă temporală amplă. El se gândește că dacă în momentul acesta cineva îi bagă mai mulți bani în buzunar, pentru el este un lucru bun. Chit că pentru asta s-ar putea să fie mai puțin liber. Libertatea este o valoare, cum să spun, uneori poate să pară un lux, din păcate. În societățile în care nivelul de educație mediu este relativ scăzut, în care sistemul educațional nu este racordat la principiile și la valorile și la exigențele secolului în care îl trăim, al momentului istoric trăit, libertatea poate să pară, din păcate, pentru mulți un lux. Ei bine, este un pericol pe care ne paște pe noi și de care cumva Uniunea Europeană vrea să ne apere. Da? Și la fel și în general, să spunem, Occidentul și Statele Unite, da? Adică, oameni buni, voi nu vă dați seama, dar libertatea este extrem de importantă. Chiar dacă voi sunteți dispuși la un moment dat, voi în general sau un anumit individ sau altul, să-și tranzacționeze libertatea pentru anumite beneficii materiale. Da? Deci justiția în acel triunghi al puterilor are o influență extrem de mare pentru fiecare cetățean, pentru valori extrem de importante, atât pentru viața de zi cu zi, cât și pentru existență, dacă vreți să o gândim puțin mai profund. Și de aceea s-a pus accentul pe toate acestea. Sigur și pe celelalte, dar s-a văzut. Alegeri democratice am avut, adică noi nu avem o problemă la nivel neapărat de putere executivă, de putere legislativă, decât poate faptul că legile nu sunt foarte clare, Constituția nu arată foarte clar, noi avem această scindare a puterii executive
care din păcate este speculată de cei care vor să meargă tot pe linia populistă și care vor să amestece lucrurile tocmai pentru că le convin apele mai puțin limpezi, e bine, puterea judecătorească este cea care, dacă reușește să-și păstreze zona de autoritate, de influență pe care trebuie să o aibă într-o societate democratică puternică, este cea în măsură să asigure atât echitatea, cât și libertatea, cât și bunăstarea generală, să spunem, media crește la nivelul societății. De aceea acest accent pe justiție, de aceea această atenție extraordinară de la cei din afară și de aceea ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi important să fim atenți la ceea ce se întâmplă astăzi și în fiecare zi. Un eveniment destul de rar altfel în lume, probabil, din statele pe care le urmărim, dar un eveniment destul de rar este acesta. O majoritate aflată la guvernare organizează un protest împotriva justiției, așa cum îl și numesc. Nu am mai întâlnit acest lucru. Este foarte greu de definit într-un stat în care se vorbește de separarea puterilor în stat, se vorbește despre un model aproape ca în Statele Unite, check and balances, puterile să, da, și să verifice. Responsabilizare, exact. Sigur că da. Da. Aici situația, sigur, este atipică, dacă vreți, dar ține iarăși de această perioadă a copilăriei, dacă vreți, pe democrație. Care noi o trecem, a democrației. Da. Și nu este nimic, cum să spun, rău în sine. Sigur, privind, fiecare încearcă să spună, domnule, dar o să fie mai bine în țara asta peste vreo 200 de ani. Dar știți, eu nu o să mai fiu atunci, aș vrea și eu să prind. Ne interesează acum. Noi trebuie să gândim puțin și așa, mai la o scară mai largă, pentru că ne gândim la copii, la nepoți și la... Și încercăm să ieșim, în mod normal, trebuie să încercăm să ieșim puțin din această tentație, să spunem, a egoismului. Da? Ar fi de preferat, trebuie cât de cât să ne elevăm spiritual. Ei bine, și acesta este o dovadă de elevare, în momentul în care poți să treci puțin de propriile tale interese, stricto sensu. Aici avem de-a face, și nu este numai acest exemplu, să ne gândim și la, cealaltă aberație, dacă vreți, în maniera în care este așezată aberație pentru, să spunem, pentru o țară democratică, membra a Uniunii Europene în secolul al XXI-lea, cel cu o familia tradițională și așa mai departe, acea inițiativă, care de altfel, dacă ar fi de discutat, dacă ar fi fost discutată iarăși la nivel de principii, la nivel de valori, nu într-o cheie din aceasta, dacă vreți, mai degrabă mistică sau mai știu eu cum religioasă, ci într-o manieră așezată într-un stat laic și care privește omul așa cum este, da, ca o specie animală, dar care are simț moral, rațiune, da? În momentul în care privești lucrurile așa, poți să faci sigur o discuție despre maniera aceasta, despre ce înseamnă, cum se transferă lucrurile, că totuși vedem, facem această discuție despre familia tradițională și așa mai departe, dar oare nu ne uităm și la rata divorțialității și dincolo de partea aceasta, la, să spunem că sunt o mulțime de familii care sunt destrămate și nu neapărat a apărut și divorțul, dar există separare în fapt și așa mai departe. Da? Deci avem acest exemplu și dacă vreți vine și celălalt de care aminteați cu acest meeting care este să spunem justificarea. De ce putem spune, domnule, de ce cei care l-au făcut, care l-au organizat, au făcut aceasta? Pentru că ei au venit și au spus, de altfel, din campania electorală. Propria... Da, ei vin în campania electorală și au spus, oameni buni, uitați, printre altele vrem să luptăm împotriva abuzurilor din justiție. Pentru că, acum, discutând foarte clar, cu siguranță au existat abuzuri. Lucrurile nu se fac foarte bine. Pe de altă parte, abuzuri există aproape în orice stat. E adevărat, există. Ele, cât de mult le generalizăm. Știți, nu poți să faci omletă dacă nu spargi ouăle. E o perioadă din asta de începuturi care e mai puțin clară, care e mai puțin nouă. Dacă ne convine, acceptăm lucrul acesta și spunem lucrurile sunt perfectibile, haideți să vedem cum le facem să fie mai bune. În momentul în care însă cei care decid sunt ei în situația de a suferi rigorile legii,
indiferent că sunt sau nu, că este sau nu vorba de abuzuri, sigur că nu numai asta, dar evident nu mai au această detașare necesară pentru a vedea lucrurile în perspectivă, pentru a le așeza, pentru a discuta și pentru a spune, da, avem, este adevărat că avem abuzuri, trebuie să vedem de ce se abuzează, ce putem face legislativ, ce putem face executiv, ce poate să facă acel corp al magistraților și ceilalți care au, să spunem, atribuții în acea direcție, ca lucrurile acestea să diminueze, să intre într-o zonă acceptabilă statistic. Da? E bine, ei au spus într-adevăr în campania electorală că vor lupta împotriva acestor abuzuri. N-au spus însă și cum o vor face. Sigur că n-ar fi fost foarte relevant pentru alegătorul obișnuit, pentru că acolo era o mulțime de alte elemente populiste care au atras atenția și voturile. Acum însă ei au vrut să demonstreze că și pentru acei itemi din oferta electorală legată de diminuarea sau, în fine, îndepărtarea completă, ar zice ea, abuzurilor din justiție, există sprijin popular. Și au vrut să arate că nu numai voturile de atunci, ci și în continuare oamenii, populația sprijină acest demers. Dar e foarte interesant, nu doar în forma în care a fost el acolo general exprimată în oferta electorală, ci nu, în maniera în care ea este realizată efectiv în ultima perioadă. Ei bine, aici am o mare îndoială că cineva stă să se uite foarte clar la aceste măsuri sau, să spunem, cei care au fost vizați sau care au votat au avut conștiința exactă sau acum sunt atenți la nuanțe legate de ceea ce se petrece. Este clar, justiția este într-adevăr acum sub o presiune extraordinară din partea puterilor executivă și legislativă, ceea ce este cu adevărat îngrijorător. Vă spuneam, nu spune nimeni că n-a fost într-adevăr o exacerbare a puterii judecătorești care a încercat cumva să echilibreze perioada anterioară, că amintează de 2003, de 2004 sau de dinainte, da, în care știm foarte bine că justiția era în suferință. Partea ei, să spunem, în acel echilibru era mai mică decât ar fi trebuit să fie. Ingerința politicului era semnificativă. Apoi, în această luptă, să spunem, fight back, a venit și a lovit ca în meciul de box, a mai dat și justiția pe aici pe acolo. Acum a venit rândul să mai tempereze. Problema este că acest avânt care pare cumva de nestăvilit și în calea căruia a rămas, să spunem, doar președinția, și anume acea parte a puterii executive care nu cântă în corul legislativului și executiv. Situația este foarte riscantă, situația aceasta, pentru că, după cum am văzut, și prin numirea lui Valer Dorneanu la conducerea Curții Constituționale, practic, PSD-ul are posibilitatea acum, și n-ar trebui să o aibă într-un stat democratic, de a drena prerogative de la nivelul președinției către guvern. Guvern care, după cum vedem, este suprapus iarăși în bună măsură cu legislativul. Deci lucrurile sunt iarăși într-o fază neclară, sub presiunea aceasta a elementului autohton, în condițiile în care și presiunea externă este cumva diminuată în raport cu ceea ce era, să spunem, în perioada de preaderare și chiar până în urmă cu, să spunem, 7-8 ani. Au apărut de atunci, atunci. Stau altfel după criza economică, după ce a început această problemă a migrației care a permis exacerbarea acestui populism. Vedem foarte bine ce se întâmplă în multe țări, ne uităm ce s-a întâmplat în Statele Unite cu Trump, ne uităm ce este, să spunem, în Olanda, nu mai spun iarăși, în Ungaria, în Austria și așa mai departe, în Italia, chiar în Franța.
Polonia, Ungaria. Foarte multe, da? Observăm toate aceste elemente și sigur că în aceste condiții, vă spuneam, avansul nostru democratic este acum inevitabil legat de presiunile, de influența occidentală. Aceasta este mai puțin prezentă și, din păcate, și poate mai puțin elementul autohton vine să își pună amprenta. Eu n-aș fi atât de pesimist, n-aș vrea să cânt prohodul democrației românești sau al viitorului european al României, dar spun că atenția trebuie să fie întotdeauna prezentă și la cote ridicate, pentru că istoria ne arată, din păcate, că derapajele pot să apară în așa, într-un deceniu, poți să fii într-o cu totul altă poveste decât cea în care erai anterior. Și, sincer, n-aș mai vrea. Da? O întrebare despre cum reacționează un sistem, sistemul judiciar, să-l privim ca organizație sau ca organizare, deși el nu este unitar în niciun caz, sunt diverse și acolo diverse modalități de a privi lucrurile, diverse variante în care văd cum să se poată manifesta autonomia sau cât de autonom să fie acest sistem, că face parte din puterile, separația puterilor, puterea juridică, nu? Dar în acest moment, în momentul în care un astfel de sistem primește presiuni din exterior, de obicei ce se întâmplă într-o astfel de organizație? Există mai multe variante prin care pot răspunde. Una este să opună o rezistență, alta să nu opună mare rezistență și alta, chiar dacă opună rezistență, să fie totuși să primească ordinele din altă parte, adică de la puterea judecătorească și executivă acum. Da. Ce nu observăm? Dumneavoastră ce... Sigur, e o dezvoltare interesantă a subiectului și merge către un substrat foarte, foarte relevant. Este vorba de calitatea persoanelor care sunt acolo. Dincolo, dumneavoastră vorbiți, sigur, și ați amintit de o anumită arhitectură instituțională, organizațională, dar aceea este populată. Exact. Da? Avem acolo, știți, există acea zicere cum că democrația ar fi sistemul prin care ne asigurăm că nu suntem conduși mai bine decât merităm. Pentru că avem instituțiile, avem structurile, dar depinde foarte mult de calitatea celor care sunt acolo. Elitele politice, elitele culturale, elitele, să spunem, din sistemul acesta administrativ și așa mai departe, cu cât calitatea lor este mai ridicată, cu atât, să spunem, capacitatea lor de a face față unor asemenea presiuni, și ne referim acum iarăși la judecători, la procurori și la celelalte elemente, din, în general la magistrați, să spunem, la cei care sunt în, și care pot face abuzuri de putere, cei din jandarmerie, din poliție și așa mai departe, adică acest aparat până la urmă represiv al statului, pentru că statul are un monopol, și anume monopolul utilizării legitime a forței fizice. Exact. Nimeni nu mai are voie să facă asta, doar statul, prin poliție, prin asta, prin judecăt, dar prin toate acest sistem, el poate să facă lucrul acesta, ceea ce este extraordinar de, cum să spun, este o tentație, este o și într-adevăr reprezintă o forță nemaipomenită, care în raport cu orice cetățean izolat, este copleșitoare. Generator de putere. La întrebarea dumneavoastră aș putea răspunde astfel. Este vorba de calitatea oamenilor care sunt acolo. Arhitectura conștiinței lor, cât sunt ei de dedicați, cât am fost noi de capabili ca societate să pregătim astfel de oameni și să punem niște filtre ca cei care ajung acolo să aibă conștiința importanței lor pentru societate. Să organizeze bine. Cu siguranță vor exista în orice societate, vor exista și există. Să nu credeți cumva că acest echilibru al puterilor este odată stabilit pentru totdeauna. Aminteam noi și la altă întâlnire despre Montesquieu, care spunea că este în firea lucrurilor ca oricine deține orice părticică de putere să încerce să o expandeze.
Dar tot el vine și spune, este tot în firea lucrurilor, că puterea oprește puterea. Și atunci, populând fiecare, atât legislativul, cât și executivul, cât și, să spunem, puterea judecătorească, cu oameni bine pregătiți, cu oameni responsabili, atunci vom reuși într-adevăr să facem aceste mecanisme, aceste structuri, aceste forme să aibă un conținut solid care să ne permită să dezvoltăm niște așteptări întemeiate cu privire la viitorul nostru mai bun. Altfel, și acum dați-mi voie să spun, uitați-vă la legislativul nostru cum arată, de cine este populat, uitați-vă la executivul nostru, de cine este condus și în general de cine este populat, și nu numai la asta de acum, ci și la altele. Și atunci ne dăm seama că nu trebuie să avem foarte mare încredere încă în calitatea celor care sunt în sistemul judiciar, că vor face față presiunilor, că sunt cu adevărat capabili, pentru că ei au nevoie în continuare de sprijinul acesta din Occident, oricât de mult ar fi el blamat de cei care sunt și ei în vizorul justiției astăzi și dețin totuși puterea politică. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem marți la Vocile Iașului de la ora 17:30. Acum vă urez o seară liniștită și un weekend cât mai bun.